Bună, dragilor, și bine ați revenit la un nou clip aici pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem haul alimentar Lidl. Am fost la Lidl și am achiziționat câteva produse, ceea ce aveam eu nevoie în casă. Am două pungi mari, așadar, haideți să trecem. Avem și un cadru nou. Filmez la măsuța mea de unghii și zic să trecem la treabă, să vedem ce produse am ales eu să cumpăr de la Lidl. Este un supermarket destul de avantajos ca și preț, dar și calitatea produselor este una superioară. Așadar, haideți să trecem la produse, să vedem ce avem în aceste punguțe. Ca de obicei, voi lăsa prețurile afișate pe ecran pentru fiecare produs în parte. Am luat aceste paste irigate. Sunt made in Italy. Îmi plac foarte mult. Se fierb destul de repede și le recumpăr de fiecare dată când am ocazia și merg în Lidl, bineînțeles. Foarte mult ne plac. Sunt calitative ca și... Este un produs calitativ, da, acestea sunt pene, da, are 500 de grame această punguță, din această punguță eu fac cam de 2 sau 3 ori, dar v-am spus, îmi plac și le recumpăr de fiecare dată, sunt de la Baresa. Ok, am luat și două ciocolățele de la Fincare. Acestea cu alune întregi sunt preferatele mele. Bine, ciocolata mea preferată este cea cu alune. Îmi place foarte mult, are un gust foarte, foarte pronunțat de ciocolată. Alunele sunt absolut delicioase, așa coapte și întregi. Această ciocolată are și un preț absolut ok din punctul meu de vedere. Da, este... preferata mea. Bun. Mai departe am luat și aceste banane. Da. Le mâncăm la micul dejun și sunt pe lista noastră cam în fiecare săptămână. Da. Ne plac aceste banane la micul dejun sau de ce nu pentru a lua la pachetele atunci când mergem la muncă. Ok. Mai departe am luat ceapă roșie. O folosesc în general în salate. Nu prea o folosesc la mâncare, foarte rar, dar în general aceasta merge foarte bine pentru salate. Da. Are așa o plăsuță cu 3 cepe. Ok. Am luat și o punguță de ardei roșu. Acest ardei capia. Sunt doi în punguță. Sunt dulci și crocanți. Da, îmi plac în salate, la mâncare și așa mai departe. Au un gust foarte bun de ardei aduceți cu acela de acasă. Bun. Zahăr. Acesta, zahăr granulat. Un kilogram. Îl folosesc în general la prăjituri. Pentru cafea folosesc acel zahăr cu bulețe. Zahăr brun. Da. Foarte mult îmi plac produsele acestea de la Lidl. De fiecare dată când am ocazia, v-am zis, cumpăr foarte multe produse, practic de 50 de lire, de exemplu, am dat pe acestea, două pungi imense și cumpărați foarte multe produse de acest bănuț. Ok, iarăși o punguță de paste. Acestea sunt fusilii. Cred că sunt integrale acestea, da. Sunt paste integrale.
au tot așa 500 de grame. Îmi plac și acestea. În general fac paste cu fructe de mare, cu pui, vită poate, dar în general cu fructe de mare și pui. Da. V-am zis, îmi plac aceste paste de la Baresa. Da. Sunt preferatele noastre. Ok. Încă o punguță de zahăr. Tot ca acela. Ok, ce am luat? O plasă din aceasta cu mandarine. Da, plasă din aceasta cu mandarine. Câte una la micul dejun sau între mese ca și gustărică. Sunt foarte dulci. Nu sunt seci. Bine, în general spun eu acum, dar o voi vedea acestea, dar eu am mai luat și mi-au plăcut foarte mult. Ok. Șervețele. Aceste șervețele pentru față, facial tissue. V-am zis, eu folosesc foarte des acest tip de produse, acest tip de șervețele de fapt. Am câte o cutiuță și în baie și în cameră, la bucătărie. Îmi plac că sunt moi. Practic nu se lipesc de piele și rămân acolo, dar nu se rup foarte mult, îmi plac și sunt și foarte ieftine aceste șervețele și au două straturi și au 226 de șervețele. Da. O cutiuță foarte mare cu am luat două cu șervețele. Ok, am luat și un ulei din acesta de la Vita Dor, are 2 litri, folosesc la prăjit, la mâncare, salate, bine, la salate folosesc mai mult uleiul de măsline, vă pune și pe el aici, ce mai avem în punguța asta? Avem iarăși ceapă, ceapă galbenă sau ceapă albă. Ei spun brown onion aici. Tot 3 cepe în această plăsuță. Da. Le folosesc la salate, mâncare și așa mai departe. Știți și voi. Da. Ok. Am luat și această râșniță cu piper, cu piper negru de la Baț, cu râșniță. De fapt am zis râșniță, ce mai zic, și râșniță. Ok, da, îmi place să-l folosesc la salate, mâncare și așa mai departe, pe cartofi prăjiți, da, la carne, cărnuri și așa mai departe. Ok, și un pachetel cu gume, acesta de la Orbit, cred, extra, Cool Breeze, are 3 pachetele în interior, folosim foarte des gumiță, da. Ok, trecem la a doua punguță, pun aceste produse înapoi în punguță și revin cu a doua pungă. Bun, am adus și a doua punguță, haideți să vedem ce avem și aici. Am luat aceste roșioare, roșioare la acestea Piccolo, le folosesc la salate în general, cu avocado, salată verde și așa mai departe. Îmi plac foarte mult, sunt dulci, aromate, sunt de origine italiană, văd eu. Da, îmi plac foarte mult, ne plac de fapt foarte mult aceste roșioare. Ok, încă o punguță cu ardei roșu, tot ca cealaltă punguță care ați văzut-o deja. V-am zis, îmi plac foarte mult, sunt dulci, crocanți, provin din Spania aceștia și mi se par că au gustul acela de ardei de acasă. Da, îmi plac și aceștia.
am luat acești castraveți, mini castraveți, ca și gustărică, de fapt aceștia sunt pentru copii, ca un snack, dar i-am luat mai mult pentru că sunt așa mai bio și arată ca cei de acasă. Îi folosesc la salată. Am luat două casolete din acestea. Ok. Am luat și o pungă din aceasta, un bag din acesta de iaurt de la Müller Corner cu 3 cu căpșun și 3 cu piersică și caisă, că nu mai venea traducerea minte. Deci sunt 6 la număr. Am mai încercat acest timp de produse, ne-a plăcut, sunt foarte delicioase, aromate, ca și mă refer la piureul acela de fructe. Am luat și această limonadă care mie îmi place foarte mult, aceasta de la din gama Deluxe de fapt, cu smeură și lămâie. Foarte mult îmi place, are un gust așa foarte plăcut de smeură. Da, îmi place și este așa, cred că sucul meu preferat din Lidl, din gama aceasta de la Deluxe. Ok, am luat și această mazăre congelată. Din gama Freșona, cred. Da, Freșona. Are un kilogram, nu, 900 de grame. O folosesc la orez, cu legume, mâncărică din aceea cu mazăre, în diferite combinații, la supa aceea de văcuță. Ok, s-a dezghețat un pic, s-a decongelat, dar va ajunge imediat în congelator. Aceste fructe de mare am mai cumpărat, îmi plac foarte mult, am mai luat și din altă parte și au așa un gust ciudat, nu mi-au plăcut și preferatele mele sunt acestea de la Lidl. Le folosesc în general la paste, numai la paste. Am încercat să fac și paelia, dar cele mai iubite sunt pastele la noi. Okay. Am luat două și am uitat să vă zic ce au înăuntru, adică ce mix au. Au inele de calamar, creveți și acele stridii, cred că zic, sau scoici. Da. Are 350 de grame. Parcă înainte era mai mare punga. Ele au schimbat și ei. Acum am mai schimbat din ele. Am luat și această pastă de roșii de la Freșona. Îmi place foarte mult. Are o pastă așa concentrată între foarte concentrat și mai slab, așa, mediu să spunem, ca și concentrație. O folosesc la supițe, mâncăruri și așa mai departe, sarmale, etc. Un produs preferat de mine. Îl recumpăr de fiecare dată când ajung la Lidl. Ok. Am luat și un lăptic din acesta, semi-gras sau cum se spune, semi-skimmed. Da, acesta verde. Pentru cafeluță, dar îl folosești pe cel de la Alpro sau, nu știu, mai am de făcut câte o cremă sau, nu știu, fac vreo budincă, mă rog, este binevenit și acest lapte sau, de ce nu, mai pun și în paste uneori, da, îmi place acest lăptic. Ok, am luat și aceste bucăți de porc. Aceste bucăți de burtă de porc, un fel de șunculiță, scăricică sau cum se numește.
merge foarte bine pe grătar aceasta, dar și la mâncare. Are așa straturi de grăsime, cum se vede. Am lampa aceasta și bate, se reflectă un pic, dar nu nimic. Da. Are 500 de grame. Va, oricum o vei băga la congelator. Ok. Am mai luat și această pastă de roșii de la Freșona, iarăși îmi place și aceasta, aduce cu cealaltă, dar parcă asta e un pic mai concentrată, dar da, sunt preferatele mele. Aceasta este foarte bună pentru paste. Ok. Eu nu și-am mai luat brânză din aceasta, tot din gama Deluxe, acea brânză cu mucegai. El este fan brânzeturi și de fiecare dată când ajunge își cumpără așa mai multe tipuri de brânzeturi. Ok. Avem și un mix de carne tocată cu porc și vită. Ideal pentru bolonieze, spun ei. Are 23% grăsime. Da. Ar merge să fac niște paste din acestea sau chefteluțe. Sau de ce nu, sarmale. Ok. Piept de pui. Ideal pentru șnițele, paste și așa mai departe. Eu mai fac și tigaie picantă. Această cutie are, cred că un kilogram sau, stați că nu mai văd, un kilogram are, da, un kilogram, da, este așa o cutiuță family pack, are 5 bucățele de piept de pui și ultimul produs, o caserolă din asta mare cu o cutiuță din asta mare cu file de porc. Cred că are 1,4 kg ăsta. Ăsta mai mult la mâncăruri sau la cuptor, că se gătește mai mult, mai greu acest tip de cărniță. Dar a fost așa pachet XXL, deci casoletă, să spunem. M-am greșit eu un pic, m-am bulbit. Dar nu-i nimic. Da. Bun, cam acesta a fost haul-ul de la Lidl. Merg repede, repejor să bag produsele acestea la congelator, celelalte la frigider. Sper că v-a plăcut, sper că v-a inspirat. Am schimbat și cadrul un pic. Bun, încheiem aici. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați și să dați like canalului meu. Mă găsiți de asemenea și pe Facebook, Instagram, TikTok și așa mai departe. Voi lăsa link-ul în căsuța cu descriere. Bun, mă opresc aici și ne revedem data viitoare cu un nou clip. Vă pup!